Bordul regional consultativ a fost constituit astăzi la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, în prezența conducerii facultății și a celor de la Universitatea Politehnică din Timișoara, a unor deputați și europarlamentari, dar și a mai multor operatori economici. Odată cu înființarea acestui bord, se vor așeza la aceeași masă reprezentanții mediului privat, dar și ai facultății, venind astfel în sprijinul studenților, viitori angajați în diferite domenii de activitate, dar care să fie pliați pe specializările pe care le-au urmat pe parcursul anilor de studiu. Să știți că aș vrea să cred că este o întâlnire istorică. Practic, astăzi ne întâlnim la Facultatea de Inginerie din Hunedoara pentru a oficializa constituirea unui bord regional. Este vorba despre un comitet consultativ la nivelul Facultății de Inginerie din Hunedoara, care are rolul de a promova imaginea facultății noastre și de a consilia conducerea facultății pe anumite direcții. Și anume în îmbunătățirea procesului didactic, în stabilirea unei strategii care se ducă și spre îmbunătățirea zonei de cercetare și de administrare a patrimoniului, dar în egală măsură și în ceea ce înseamnă corelarea programei universitare cu necesitățile de pe piața muncii. Repetăm ceea ce am făcut la nivelul orașului Timișoara, la nivelul Universității Politehnica. Repetăm aici pentru că e nevoie să avem împreună atât administrația cât și companiile pentru a lua cele mai bune decizii împreună cu facultatea de aici, pentru a ști ce tip de ingineri să formăm, pentru a ști care sunt nevoile județului, care sunt, mă rog, ceea ce își dorește în principal, ceea ce își doresc atât zona de administrație cât și companiile. O întâlnire importantă, moment important pentru Facultatea de Inginerie, inițierea acestui board format din reprezentanța instituțiilor locale, județene, dar și persoane care au expertiză în educație. Felicit această inițiativă pe domnul decan Ovidiu Tirian și le doresc succes tuturor cadrelor didactice. Învățământul universitar este foarte important pentru județul Hunedoara și dezvoltarea acestuia reprezintă un lucru esențial. Este 2023, anul european al competențelor, deci este anul universităților, al studiilor, al învățământului și al educației în general. Avem o situație în care cifrele europene ne arată că 70% din angajatorii europeni nu găsesc angajați cu pregătirea potrivită. Cea mai mare nevoie este pe domeniile tehnice, pe domeniile inginerești, adică exact pe domeniul de activitate al facultății de la Hunedoara și al Politehnicii din Timișoara în general. Este important pentru că se adună toți actorii, atât administrativ cât și politici, cât și universitari, și iată că suntem aici alături de Universitatea Politehnică cu filiala de la Hunedoara, să luăm cele mai bune decizii pentru studenții care sunt în județul Hunedoara și implicit la Hunedoara. Cred că mai multe minți luminate pot să aducă plus valoare pentru studenți, pentru tot ceea ce înseamnă învățământul universitar din județul nostru. Ce înseamnă pentru voi, tinerii, ședința de astăzi, constituirea bordului regional? Pentru noi este o șansă ca toți factorii importanți să se întâlnească și să rezulte, bineînțeles, niște idei sau niște planuri care să ne ajute pe toți. Ne ajută deoarece suntem la facultate și, bineînțeles, că urmează să finalizăm studiile, ceea ce înseamnă că va trebui să ne căutăm de lucru. Întâlnirea asta cu mediul economic și cu toți factorii decizionali importanți, bineînțeles că e benefic pentru noi.